Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu, cei cu Andy. Zilele de vară pline de farse. Unii nu-și folosesc înțelept vacanța de vară. Știi ce mă costă? Ups. Îmi place să am multe de făcut. Frumoasă seară. Țânțarilor sigur le este foame. Mie-mi spui. Gata? Sunt foarte gata. Bine, Jen trebuie să plece în curând la întâlnirea cu Craig. Când iese, o facem să se dea cu spray-ul ăsta de fructe și va deveni imediat ținta țânțarilor. Vacanța ți-a îmbunătățit aptitudinile de a face farse. Asta pentru că cel mai mare farsor nu-și ia niciodată vacanță. Pa, mamă! Pa, tată! Nu mă așteptați! Acum e momentul. Să vă plezniți pe voi, înțeleg. Măcar vă folosiți timpul înțelept. Sunt țânțarii, sunt destul de vicioși. Nimic nu e ca un spray pentru țânțari. Dă-mi asta. Nu e spray împotriva țânțarilor. Este pentru împrospătarea aerului. Andy, Andy, îți arăt eu ție. Fața mea se umflă, mamă. Nota, vă rog. Ce poate fi mai plăcut decât o seară călduroasă de vară în care Jen este atacată de insecte? Să bei un pahar de limonadă rece în timp ce-ți calzi picioarele într-o fântână? Vă pierdeți vacanța de vară făcând farse proaste în timp ce unul dintre noi contribuie la economia izbică? Nu știu cine pare fi mai ridicol. Puteți să râdeți cât vreți voi, dar eu voi râde la sfârșitul verii când voi plimba prin oraș o nouă mașină, băieți. Ce ziceți de asta? Va trebui să plimbi mulți câini până să-ți poți cumpăra o mașină. Mi-am dat seama de asta. Pa, pa. Pa, pa? Hei, Jervis, îți împrăști averea prin oraș? Cât timp trebuie să-i faci lui Jen comisioanele? Până când umflăturile de la țânțar dispar. Poate fi o săptămână. Capul ei este cât un dovleac. E tare! 57 modalități de a avea buze mai senzuale. Pare că e o problemă importantă. Hai, și eu trebuie să-i duc lui Jen alifie pentru mușcăturile de țânțar. Apoi putem pleca de aici. Mă întreb dacă au ceva care să te învețe cum să-ți... Ei, fii atent! De aici ai trecut de la farse la umbla prin farmacii și a citi reviste pentru tineri. Scuză-mă, dar am lucruri mai importante de făcut. Asistentul primarului are nevoie de acesta completată urgent. Chiar trebuie să numărați fiecare pastilă? Trebuie să fiu la băcănie în exact 3 minute și 26 de secunde pentru a ridica fasola preferată a unui faimos violonist. În sfârșit. Ne vedem mai târziu, fetelor. Cred că am văzut ruși de buze de vânzare la raionul 3. Vă gândiți să vă cumpărați și voi? O să aibă nevoie de asta în munca pe care o face. Înțelegi? Știam senzația că Jen inventează comisioanele astea numai pentru a se răzbuna pe mine. Da, ca și cum Terry are nevoie de lucrurile astea chiar acum. Ce pierdere de timp. Vorbind de timpul pierdut. Bineînțeles, directore de Rosa. Sunt sigur că vă pot strecura mâine dimineață. Nu, e plăcerea mea, domnule. Hei, băieți, munciți din greu? Așa e, abia munciți. Chiar crede că serviciile lui vor fi plătite destul pentru a-și cumpăra o mașină? Unii pur și simplu nu știu să se bucure de vară în loc să alerge prin oraș făcând mici comisioane. Nu sunt mici comisioane, ci mici idei. Uite de la Jervis, e trimis la un comision și îl face pur și simplu. Eu sunt trimis la un comision și îmi pun amprenta pe el. Care-i șmecheria aici? Scuze-mi expresia. Cred că toate astea ar trebui să lasă o impresie de durată asupra lui Terry. Vom picta interiorul și când le va folosi, hainele ei vor fi acoperite de vopsea. Ești un geniu. A existat vreun dubiu vreodată?
Birkin. Nu-i plătit pentru hainele pe care le-a distrus farsa ta, stupidă. Ei bine, tu ai vrut toate astea. Mai bine plătești. Dragă mea, Terry, îmi permiți mie? Voi lua un sandwich dublu cu brânză și șuncă și o porție mare de cartofi prăjiți, un suc mare și un milkshake cu ciocolată și ce dorește domnișoară? Hei, omule, de unde ai atâția bani? Ai șefuit o bancă? Lumea este impresionată de cele mai mărunte lucruri, precum Jervis. Oh, ăsta e ciubucul pe care l-am făcut la club astăzi. Sunt un membru indispensabil al staff-ului, tu știi asta? Da, 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 ca și cum dacă au nevoie să împăturească șosetele sau să se spele pe dinți, te cheamă, nu? Ofer asistență oamenilor profesioniști ocupați și puternici, care mă compensează cu bani foarte grei. Ei bine, dacă tu vei continua să îi cheltuiești, nu vei mai avea cum să-ți cumperi mașina aia pe care ți-o dorești. În câteva săptămâni de muncă voi avea toți banii de care am nevoie. Crezi că pot să fac și eu o tură cu mașina ta? Nu am fost niciodată cu o mașină înainte. Vei fi prima persoană pe care aș suna-o. După Lori, bineînțeles. Vezi, Andy, poate că muncesc din greu, dar sunt răsplătit cum se cuvine. Tu, pe de altă parte, pierzi vara făcând farse proaste și juvenile. Și pentru ce? Ce? Un amuzament pentru tine și prietenul tău. Ta, ta, ta. Spune-i, Jervis. Hey, poți să duc asta pentru tine, Jervis? Poate poți spune o vorbă bună pentru mine la club. Și se spune că banii nu ți se urcă la cap. Cred că Jervis este cel care își pierde vremea. Și știu cine îi poate arăta asta. Oh, presupun că ăștia am fi noi? Să știi! Banii și eu, mai dați-mi bănuți, dați-mi mai mulți bani. Cred că Jervis trebuie să folosească soluția lui Andy Larkin. Doar stai pe spate și bucură-te de spectacol. Jervis Coltrane, tu ești șeful într-adevăr. Și acum să lustruim. Voi lua un bacșiș mare pentru asta. Eu va primi ceva, dar nu va fi bacșiș. Din moment în moment, Jervis va realiza că a fost aruncat în mașină. Lipici? Am vărsat lipici în mașină? Ce-ai făcut? Da, ce-am făcut? Lipici, lipici, nu, nu. Am zis lipici? Nu, e o marcă de ceară. Nu, nouță. Mașina mea, iubirea mea, știi cât m-a costat mașina asta? Nu știu. Nu mă interesează că durează. Vei curăța lipiciul din mașina mea, altfel. Bineînțeles, domnule. Cum am putut să stric totul? Acum sunt nevoit să fac restul lucrurilor din seară. În ce situație ai intrat? Că dragă? Știi? Să-l urmăresc pe Jervis toată ziua înseamnă muncă pentru mine. Gândește-te la răsplată. O mașină? Nu, o farsă bine făcută. Bun, vino aici și nu uita să schimbi biletele. Oh, fii serios. Vrei să-mi spui că nu ai altceva mai bun de făcut decât să strângi nasturi? Ia-ți un serviciu. Dacă vrei să știi, este pentru mama mea bolnavă. Colecționează nasturi și are nevoie de asta albastru strălucitor pentru a-și completa colecția înainte să... Unul strălucitor, zici? Da. Ca ăsta? Asta e, va fi foarte fericită. Totul într-o zi de muncă, Danny. Totul într-o zi de muncă. Dacă mi-ai fi spus de la începutul verii că îmi voi petrece mult timp ascunzându-mă prin tufișuri, ți-aș fi zis că ești nebun. Și chiar funcționează. Bine că te-ai întors.
Mulțumesc, director de ce? Rosa. Jervis, da, mulțumesc că mi-ai adus pantalonii norocoși. Credeam că trebuie să merg la bowling în cei cu ghinion. Nu ați vrea să faceți asta. Am auzit ce s-a întâmplat cu spălătoria auto. Știi, membrii clubului se așteaptă la servicii de top și nu tolerează greșelile. Deci, dacă vrei să fii asistentul asistentului manager în training vara viitoare, ai face bine să fii foarte cu minte. Nu vă faceți griji, domnule. Cu siguranță mă voi revanșa. Da, asta e. Jervis! Jervis! Mă revanșez eu! Stați liniștit, domnule! Tatăl meu spune că este mai bine să faci un lucru bine de prima dată. Cineva ar trebui să-i spună lui Jervis. Mulțumesc că ați venit așa repede. Menajera a plecat și nu vom putea găsi în scurt timp un locuitor. Este plăcerea mea, domnule primar. Uite ce vrea soția mea să faci. E adevărat ce am auzit despre tine? Că încurci lucrurile? Da, vreau să zic nu, domnule. Doar mici încurcături pe care le-am rezolvat imediat. Bine, pentru că am planuri mari pentru tine, Jervis. Să știi, când mă întorc, vreau să discut cu tine despre serviciul de la club de vara viitoare. Nu vă faceți griji, domnule. Voi avea grijă ca tot ce e pe lista asta să fie făcut perfect înainte să ajungeți bine, acasă. Bine, trebuie să plec. Orașul ăsta nu se conduce singur, știi? Să vedem. Praf, aspirator, aranja bibelouri după înălțime, spăla podeaua, nicio problemă. E un lucru bun că sunt atât de bun în ceea ce fac. Cred că ne descurcăm. Nu-i așa, Danny? Danny? Ai observat că frunzele astea sunt de un verde mai bogat decât arbuștii obișnuiți? Ce? Îmi pare rău. Am pierdut mult timp în tufișuri în ultima vreme încât am ajuns să știu multe despre ele. Deci care este planul? Tu ții de șase în timp ce eu inspectez munca lui Jervis. Probabil că au fost pisici. Dacă asta nu mi-aduce serviciul ăla vara viitoare, atunci nu știu ce. Pot merge cu mașina mea acolo, cu mașinuța. O tricicletă cred că va fi mai degrabă. Cred că Jervis ar fi putut face o treabă mai bună cu podeaua. Formula extra grasă. Sper că primarul are tracțiune bună cu pantofii. Primarul Rod va vorbi cu Jervis, dar nu va fi despre postul acela. După tine, Betty. Pune-o mâna pe Jervis ăsta. Las că vede el. Dar jur, când am plecat, podeaua era udă, dar știți, nu s-a alunecat. Ce? Niște veveriți au venit și au uns podeaua? Dragă, a făcut o treabă grozavă în restul casei. Probabil a folosit un produs de curățat greșit. Atât, nu-i așa? Da, probabil că asta e. Intru și curăț din nou podeaua, dacă doriți. Perfect. Spune-mi, știi cumva un organizator de petreceri pentru picnicul anual care va fi săptămâna viitoare? Menajera noastră obișnuia să facă toată treaba. Eu pot să fac asta, pot organiza picnicul și va fi perfect și nu va trebui să faceți nimic dumneavoastră. No, după ce tocmai s-a întâmplat. De ce nu? Podeaua a fost o greșeală, într-adevăr, dar sunt sigură că nu va mai face prostii. Așa nu? Este. Bine, dar încă o greșeală și îți poți lua adio de la serviciul ăsta. Sunt mai blând, dar nu trec cu vederea. Vă mulțumesc, domnule primar. Vă mulțumesc, doamnă primar. Vă promit că nu veți fi dezamăgiți deloc. Nu vor fi dezamăgiți. Voi avea eu grijă de asta. Lista de petrecere a lui Jervis. Serios, ar trebui să fie mai atent unde își lasă lucrurile. Unde a lăsat-o? Sub scaun la cofetărie. Este tot ceea ce ne trebuie pentru un picnic memorabil, nu-i așa? Tematică hawaiană. Aranjamente florale, muzică, porc la grătar. Foarte festiv, îmi place. Când terminăm de rearanjat petrecerea, își va dori să aibă și un vulcan.
Eu am venit aici pentru petrecerea primarului de sâmbătă. Da, organizatorii de ziua de comandă. De fapt, s-au schimbat planurile. În loc de tema hawaiană, am ales o temă vegetală. Și dumneavoastră sunteți... Sunt asistentul organizatorului. Da, bine atunci. Asta e? Asta este colecția de muzică metal? Hei, n-am zis niciodată că e o colecție mare. În afară de asta, toate sună la fel. O să punem foarte tare. Nu vor ști ce s-a întâmplat. Știi, nu sunt sigur că e o idee așa de bună. Fii serios, suntem doi împotriva unuia. Cât de greu poate fi? Așa ai spus și data trecută. Acum, e sigur că porcul nu va scăpa din adăpostul lui? Jură-te! Nu-ți face griji, am citit că atâta timp cât stomacul lor este plin, porcii își petrec timpul dormind. Și 20 de kilograme de mâncare ar trebui să-i ajungă acestui porc până mâine după amiază. Așa, Hawaii, venim! Aseară am avut un coșmar cu un tufiș care mă urmărea. Exact la timp! Da, ce e în astea până la urmă? Oh, aproape uitasem. Un mic decor pentru piscină. Nu mai e mâncare pentru porc, ți-am spus că n-am lăsat destule. Asta nu-i nimic, în curând începe distracția. Iar un porc înfometat este un porc periculos. Ce sunt astea? Unde sunt pasărea paradisului și ibiscus? Dar n-am schimbat niciodată comanda. Dofus Maximus, Andy, dacă crede că va distruge petrecerea, aduce, am comandat imediat. Luați aranjamentele astea și puneți-le lângă piscină. Nu vei striga petrecerea asta așa ușor, Andy. Așa, fără decor, însă măcar vom avea foarte multă verdeață. Poftim, poftim, Andy Larkin. Oh, nu! Porcul prăjit e gata. Sunt prea multe de făcut. Prea multe de făcut. Și dacă ar fi folosit timpul mai bine? Îți mulțumesc că mi-ai făcut rost de munca asta, îți rămân dator. Fii atent la Andy sau Danny. Dacă îi vezi pe oricare dintre ei, gonește imediat. Se pare că ai totul sub control, Jervis. Bună treabă. Începe distracția. Începe distracția. Jervis, aranjamentele astea sunt originale. Sunt vedeta petrecerii. Ei, trebuie să vii cu un pas înaintea modei. Apropo, am pus porcul prăjit pe acel platou de argint. Nu-ți face griji, am niște panci proaspăte în frigider. Oh, Jervis, dar ce muzică se aude? Da, domnule, imediat. Am niște compilații frumoase. Întâi duc asta înăuntru, după care... Nu-ți face griji, am eu grijă. Pantalonii mei norocoși. Îmi pare atât de rău, domnule de Rosa. Jervis, s-a înțepenit. Cum oprești asta? Nicio problemă, o salvez. Bun, operațiunea porcul în pătură începe acum. Cred că prietenului nostru îi se face foame. Perfect, va fi amuzant. Porcul prăjit este gata. Aș vrea să-l invit pe ilustrul nostru primar să vină și să tranșeze primul fel de mâncare preparat atât de bine de minunata sa soție. Vai! Porcul meu prăjit e viu! Ah!
fost o petrecere reușită, nu credeți? Care sunt șansele ca un porc să înnoate? Nu știu, nu pare să poată. Ei bine, mai bine mă duc să-l iau. Știai? Porcii pot înnota. Știam eu, Andy a distrus petrecerea cu forțele lui, nu eu, știam. Ei bine, e clar că n-ai făcut mare lucru să-l oprești, nu-i așa? Ia-ți adio de la serviciu de la club. Ah, băiete. M-a costat un serviciu și o mașină. Am ia două săptămâni muncind degeaba. Acum cine-și pierde timpul, eh? Jarvis! Opa! Oh,